funcționează, ce mai contează? Ceva gaz, ca să nu faci păduchi. Bănuiesc că este mov ca toate zilele de post negru de mov. Salutare, dar ce faceți? N-am cercei. Așa, parcă mai bine, după ce că nu port eu accesorii prea multe, dacă n-am nici cercei, parcă-s dezbrăcată. Astăzi m-am gândit că e timpul să mai vorbim despre niște produse terminate, că oricum anul ăsta n-am vorbit despre ele și a trecut ceva timp de la ultimul clip, s-au strâns câteva, nu multe, și zic, numai bine, hai să povestim. Dar luați-vă o cafea ca să avem ce povesti, să stăm să vorbim despre ele. Eu am punga de rigoare aici, o să le scot din pungă ca să nu fâșii și povesti. Bineînțeles că veți găsi foarte multe produse care se repetă în acest clip, pentru că le iubesc, că de-aia se repetă și asta îmi confirmă cumva că le iubesc, dar... hai să începem, de unde să începem, de la geluri de duș, că întotdeauna, că știți că mănânc gel de duș, cum spune Pebbles, mănânc gel de duș pe pâine, prin urmare, hai să începem de la gelul de duș și avem așa, odată pe ăsta, clasicul pe care l-ați văzut de multe ori la mine, ăsta de la Fa, Ipanera Nights, Ipanema, pardon, iar așa, care miroase a fructe tropicale, a subtropicale, a ceva tropical, yummy, și nu mă interesează că e iarnă, și nu mă interesează că e frig, și nu mă interesează că afară sunt minus 10 grade, eu tot vreau să miroase a ceva tropical și îmi place și face spumă și miroase și bine în baie după ce îl folosești chiar și a doua zi. Și mi-a plăcut. Și am văzut că l-ați mai cumpărat și voi, așa, pe aici, pe acolo, l-ați mai luat și voi și chiar sunt curioasă dacă vă place. Da. Și îi bun. Un alt gel de duș pe care nu l-am mai încercat niciodată, de la Palmolive, îi zice Balance și cică ar fi cu din asta, cânepă. Miroase bine în tub, că de-aia l-am luat, după miros l-am luat. Miroase destul de bine. Gelurile de duș de la Palmolive, dacă n-ați avut experiență cu ele, usucă pielea, deci trebuie să vă dați cu cremă după, dar nu-i problemă că în cazul meu asta fac toate. Miroase bine și mi se pare că e ok, dar nu m-a dat pe spate. Când îl foloseam în mod special pe post de spumant, da, știu, îl folosesc ca spumant. Așa, când îl foloseam pe post de spumant, parcă nu mirosea. Deci nu mirosea la fel ca cel de la Fa. Și trebuie să vă recunosc că cel de la Fa miroase printre cele mai bine și persistă mirosul și când îl folosești ca spumant și de-aia, da, nu cred că o să-l recumpăr. Apoi, un gel de duș storcit săracu, pentru că vine în acest ambalaj, este de la Dermacol. Pe asta l-am primit de la Denisa de Crăciun cu cafea. Miroase bine, dar tot așa nu persistă mirosul și are un miros din asta de... cafea dulce, ceva de genul, lichior de cafea mai degrabă. Dacă țineți minte cum era lichiorul de cafea pe vremuri, cam așa miroase ăsta. Cumva trezește puțină nostalgie, dar nu persistă mirosul la fel. L-am folosit și ca spumant odată ca să-l testez, pentru că testez și această versiune. Că până la urma urmei spumantul de baie este un pic un gel de duș și puțin mai concentrat. Și am încercat să văd dacă face ceva și nu m-a dat pe spate. Miroase ok, dar nu sunt. Am mai avut geluri de duș de la Dermacol, sunt ok-ish, adică nu. Își fac treaba la modul că te spală, dar nu poți să ai prea multe așteptări de la ele. Și am și două spumante de baie, ce credeți? Da, am și două spumante de baie și în cazul în care nu v-ați prins, mă spăl foarte mult. Da, am tendința să mă spăl foarte mult. Avem o dată pe ăsta de la Primark, la un loc când am fost atunci în decembrie la deschiderea magazinului Primark. Watermelon fresh, miroase super bine, super, super, super bine. Miroase pepene, mirosul artificial de pepene, care e super delicios, super yummy, super mâncabil. Face spumă, dar trebuie să pui destul de mult. Adică pe asta, în sticluța asta am consumat-o cam din 4 utilizări. Cam atâta. Pentru că trebuie să pui mult. N-ajunge așa o picătură, știți? Pentru că eu când zic spumant de baie, la asta mă gândesc. Pun o cantitate mică și îmi plec atâta de spumă. Nu. Trebuie să pun cam atâta. Cam așa.
ca să-mi facă ceva spumă, știți? Și de cu gelul de duș obțin mai repede spumă și cu o cantitate mai mică, dar miroase bine. Apoi, încă un spumant de baie cu, îi zice Wilberry de la Avon. Ăsta este tot așa primit de la Denisa, cadou, și ăsta miroase foarte bine a fructe de pădure. Da, a zmeură, așa, fructe de ceai. Ceai de fructe de pădure, exact așa miroase. Exact, ăla-i mirosul și la fel aceeași poveste ca și în cazul celui de la Primark, îți trebuie o cantitate foarte mare, că toată lumea mă întreabă, dar de ce nu-ți iei spumant? De-aia nu-mi iau spumant, pentru că experiențele mele în general cu spumantul de baie sunt astea, adică trebuie să pun o cantitate mare de produs ca să facă foarte multă spumă, când obțin același efect și cu gelul de duș, adică de ce să stau banii pe două produse? Plastic, chestii trestii când fac același lucru. Și de regulă gelurile de duș sunt și mai accesibile. Apoi, o cremă de corp și de față. Ea este pe site-ul celor de la CeraVe, targetată ca fiind și cremă de față, că tot mă certați că mă dau cu cremă de corp pe față. Dacă funcționează, ce mai contează? Că nu o folosești pentru zona indicată, da? Deci, atâta timp cât un lucru funcționează, don't worry. Așa, este crema aia cu uree, cu 10% uree și acid salicilic. Ea este trecută la categoria de cremă exfoliantă și asta pentru că, într-adevăr, îți usucă coșurile. Dacă faci coșuri pe corp, în mod special, este foarte bună. V-am spus că eu am avut niște probleme cu ceva coșuri pe decolteu și pe brațe aici sus, pe umeri, și am scăpat de ele cu crema asta și este foarte, foarte bună, tocmai pentru că are acid salicilic și are uree, care echilibrează acidul salicilic și nu-ți usucă și mai tare pielea și îți reechilibrează cumva pielea. Mă întreabă multă lume, nu este super hidratantă la modul că o să, în cazul meu cel puțin, eu am având pielea uscată pe corp, da? Deci vorbim de mine care am pielea uscată pe corp, nu este super hidratantă. Dacă aveți o piele grasă, s-ar putea să vi se pare greoaie și grasă, așa? Și nu e super, super hidratantă pentru mine. Nu se compară cu loțiunea de la Neutrogena, că m-ați tot întrebat dacă este la fel. Din punctul meu de vedere, sunt două produse diferite care fac cumva lucruri diferite. Da, asta hidratează puțin, dar nu la nivelul ăleia, dar nu la nivelul loțiunii de la Neutrogena. Și pe lângă asta îți lasă peliculă pe piele. Este un aspect pe care trebuie să-l luați în considerare. Odată, lasă pelicula asta pe piele și în al doilea rând trebuie să aplicați o cantitate mică, pentru că dacă veți aplica o cantitate mare, nu se absoarbe în piele și se adună așa. O să vedeți că faceți scame din alea când dați cu mâna pe piele, da? Deci mare, mare atenție la aspectul ăsta, pentru că dacă vă dați cu multă, o să vedeți că nu se absoarbe, știți, și se ia pe haine, se ia pe toate cele, dați cu mâna și vă simțiți pielea grasă și nu, o să ziceți că nu e crema bună. Ea e bună, săraca, dar trebuie un pic de atenție când o aplicați. În rest, toate bune și frumoase, pe asta în mod special am folosit-o cu precădere pentru față, că v-am zis că mai aveam și pe față problema asta și m-a ajutat. O folosesc și acum pe față seara când vreau să-mi hidrateze super, super bine pielea, știți? Când, pentru că este hidratantă, pentru față este mega hidratantă, mai hidratantă decât pentru corp, unde am pielea mult mai uscată, plus că pielea de pe față are altă structură decât pielea de pe corp, dar e foarte bună și mi-a plăcut și cu siguranță am să o recumpăr. Mai am puțin din borcanul la mare și o să-l recumpăr pentru că e foarte, foarte bună. Deci aia era mai degrabă la categoria de corp, de produse de corp. Acum, pentru păr, am terminat o loțiune din asta cu petroleum de la Gerovital. Ați mai văzut că mai folosesc astfel de produse ocazional. Este de fapt un ulei de ricin îmbogățit cu vitamine, petroleum, nu știu, ceva gaz, ca să nu faci păduchi, bănuiesc, zic și eu, nu știu, așa, dar e ulei de ricin cu precădere și știți că eu sunt mare amatoare de ulei de ricin, că ajută la regenerarea părului și ajută la creșterea părului. V-am promis că o să încerc și treaba aia cu uleiul de rozmarin, cândva în viața asta, nu știu, când o să încerc și uleiul de rozmarin, o să-mi fac acasă, cred că e cea mai bună alternativă, că mă uitam pe net și există pentru păr, dar e plin de chimicale și chiar nu mi-arde. Aș vrea să încep să pun mai puțin ale decât puneam până acum.
Și dacă se poate cu uleiurile astea să fie ceva mai natural. Nu am uitat la plafar, să văd dacă găsesc ceva la plafar pentru păr. Un ulei de rozmarin pentru păr la plafar, unde să fie ceva care să fie mai natural. Dar ăsta este foarte bun. Nu o să vă crească părul instant, adică nu o să-l aveți de astăzi aici și peste 2 săptămâni până aici. Deci nu așa, dar ajută mult la regenerarea părului. Singura mențiune importantă de făcut aici este că poate irita scalpul. Dacă vă știți cu un scalp mai sensibil, nu trebuie să-l țineți mult, adică nu-l țineți peste noapte, că eu am mai făcut chestia asta. N-am scalpul sensibil, dar cu toate astea mi-a iritat scalpul și simțeam așa că mă ustură puțin a doua zi. Da? Deci nu-l mai folosesc peste noapte, nu-l mai pun seara și-l las peste noapte, ci îl pun în păr, nu știu, dimineața, de exemplu, în zilele când fac curățenie, când am o curățenie în aia generală, oricum mă umplu de praf și de toate cele și oricum după trebuie să mă duc să fac o baie sau un duș. Și așa că îmi pun ăsta în păr, îl masez bine, îl pun la nivelul rădăcinii, că n-are rost să vă duceți pe lungime prea mult, oricum el o să se întindă. Îl pun acolo, îl las o oră, două, nu știu cât fac curățenie, cât durează să fac curățenie, după care mă duc și mă spăl și ca să-l scot din păr de tot, șamponez de 2 ori. V-am spus că eu cred că șamponatul ăsta excesiv ne și strică părul și ne usucă părul și ne degradează părul și nu sunt amatoare de șamponat excesiv. Adică eu îmi șamponez părul o singură dată și mi se pare suficient, mai ales la părul meu subțire. Dar când folosesc ăsta, uleiul ăsta, șamponez de 2 ori și iese fără nicio problemă, n-am niciun stres și după aceea îmi urmez rutina fără alte intervenții, ca să zic așa. Și că vorbeam de șampon, terminat șamponul ăsta de la Schwarzkopf, Silver Reflex, este șampon mov, deși zice silver, este mov ca toate zilele de post negru de mov. Dacă îl vedeți, e mov, îl folosesc pentru că mi-am decolorat părul. Chiar spuneți-mi și voi ce șampoane mov folosiți dacă sunteți blonde, pentru că aș vrea să mai încerc și altele. La ăsta nu-mi place în sine calitatea șamponului, că nu-i grozavă, dar îmi place pigmentul pe care îl are. Pigmentul fiind puternic, acționează repede, de-aia dacă sunteți decolorate și nu vreți să deveniți cumva albăstrui în cap, nu-l țineți foarte mult, îl țin undeva, nu știu, îl șamponez, îl las 30 de secunde și după aceea mă clătesc. Eu îl folosesc cam la 2-3 zile, depinde cât de des mă spăl. De regulă mă spăl în fiecare zi, dar se mai întâmplă să mai sar câte o zi. Și îl folosesc cumva la a treia spălare, să spunem, știți? Adică 2 spălări cu șamponul celălalt hidratant și a treia spălare cu ăsta, pentru că nu-l las mult timp în păr. Dacă l-aș lăsa mai mult timp în păr și l-aș lăsa să acționeze, probabil ar fi nevoie să-l folosesc o dată pe lună, dar n-am răbdare. E bun pentru că scoate reflexiile alea verzi din păr sau excesiv de roșiatice, depinde cum este părul tău de colorat blond sau așa. Atâta doar că nu este hidratant, nu îți îngrijește părul, ca să spun așa, din contră, parcă îmi dă senzația că usucă, mai ales pe zonele unde este tratat cu decolorant, dar după aia vii cu balsam sau cu altceva și se rezolvă treaba, curăță scalpul bine, adică dacă ai nevoie să te speli efectiv, mă întreba și pe bărți, dar tu folosești și șamponul celălalt ca să te speli și ăsta? Nu, pentru că, again, sunt anti-șamponare excesivă. Pentru că șamponarea excesivă nu face decât să lase foarte mult rezidu de substanțe pe piele, da, pe scalp, oricât ai încercat să le speli. Și nu, îl folosesc mai pe ăsta și îmi curăță scalpul foarte bine, n-am probleme. Spre exemplu, astăzi l-am folosit tot pe ăsta, l-am înduș și l-am folosit și e ok, vedeți, e părul meu ok. Doar că nu îl las mult timp să acționez. Am terminat și un batist pentru acele zile în care s-ar spălatul pe cap sau când vreau mai multă textură sau când vreau mai mult volum. În general, rar de tot îl folosesc pentru a absorbi sebumul, că nu-mi las părul să se murdărească. Deci, știți, iarăși, sunt împotriva părului gras și împuțit și nu-mi place părul nespălat, nu-l suport și, prin urmare, aleg să mă spăl în fiecare zi, că nu-mi ia decât 5 minute cu totul, cu tot cu uscare, și de-aia rar de tot folosesc pentru a absorbi sebumul, știți? Dar, de exemplu, dacă s-ar spălarea, dacă m-a spălat astăzi și mâine, spre exemplu, văd că îmi stă părul destul de bine, nu e gras și zic, nu mă mai spăl, că oricum nu ies nicăieri, nu am nimic important de făcut,
Atunci îl aplic pe ăsta ca să îmi mențină volumul, nu neapărat ca să absoarbă sebumul. Da? Deci de-aia îl folosesc eu și la asta folosesc șamponul uscat. Apoi, hai să vedem, hai să trecem la... Aveam și chestii bizare pe aici. Aveam așa, două, ambele vitamina C, stați așa să vedem, da. Două seruri de la Revox, vitamina C 20%. M-ați auzit vorbind despre această vitamina C de un miliard de ori, nu mai continui. Vitamina C stabilă cu concentrație mare, este foarte, foarte bună pentru ten. Mie nu-mi irită tenul, pe mine nu mă irită, este foarte ok, nu e lipicioasă, nu e grasă, nu o simți după ce ai intrat în piele, nu o mai simți și e foarte, foarte ok. O folosesc și dimineața și seara, că de-aia am terminat două. Cu condiția ca dimineața să puneți și să pun SPF, da? Și îmi place tare și o să recumpăr. Acum n-am recumpărat-o, dar o să recumpăr pentru că e bună. Tot Revox, două SPF-uri, tocmai ce am terminat. Astăzi am terminat al doilea flacon de SPF. Îmi place de mult acest SPF pentru că are acid hialuronic și nu îți îngrașă tenul, nu îl face să fie foarte gras, că asta mi se întâmplă, o să vedeți cu celălalt SPF, că mai am unul, mi se întâmplă de multe ori, dacă pun dimineața SPF, undeva la jumătatea zilei pielea mea lucește, devine de grasă cumva, am ajuns de la... pielea aia super uscată pe care o aveam acum vreo 4 ani, aoleo, după Hristoase, deci nici nu vreți să știți și nu numai acum 4 ani, dar au fost o perioadă, au fost mai multe perioade de fapt, când am avut pielea atât de uscată pe față, de nu știam ce se întâmplă și mi-a revenit, a început să-și revină pielea mea și să știți că o parte din... vină, să spunem, o poartă și tretinoina, pentru că, în ciuda faptului că este exfoliantă și că este îți face pielea să se regenereze mai repede, îți și reechilibrează în timp folosind-o, nu de pe zi pe alta, da? Dacă o folosești de pe zi pe alta, ți usucă pielea, o să vezi că ți se usucă stratul de la suprafața pielii, dar în timp, folosind-o după multe săptămâni, după multe luni, îți dai seama că începe să-ți reechilibreze pielea și pielea mea de acum nu mai este atât de uscată cum era cu 4-5 ani. Deci, vă spun, era atât de uscată că mă durea și era... Ziceai că dau așa pe scoarță de copac, puneam mâna. Acum așa a revenit, este mult mai bine și de-aia nu mai suport multe chestii. Spre exemplu, să pun acid hialuronic dimineața, că ăsta era unul din trucurile pe care îl foloseam când aveam pielea super uscată. Puneam acid hialuronic dimineața și se reechilibrau lucrurile cumva, era mai suportabil, stătea machiajul mai ok. Ei, acum nu mai pot să folosesc acid hialuronic dimineața pentru că pielea mea este mixtă, nu mai este neapărat uscată, este preponderent uscată, dar mai mult mixtă și undeva la jumătatea zilei lucesc și seara, chiar serile trecute, eram în autobuz și dădeam cu mâna așa și simțeam că aveam ulei. Simțeam iară senzația aia pe care o aveam de mult când eram grasă, când aveam tenul gras. Da, am trecut prin toate stadiile posibile de ten. Prin toate am trecut și simțeam că aveam aici foarte, foarte mult sebum așa și foarte mult ulei. E, nu mai era chiar, acum când am dat cu mâna nu era chiar așa, dar îl simțeam acolo și zic hello my friend, welcome back, ce să zic, așa. Și de aia nu pot să folosesc foarte mult acid hialuronic dimineața și încerc să mă feresc de produsele care sunt foarte hidratante dimineața ca mai apoi pe parcursul zilei să nu dispară machiajul și să nu arăt foarte grasă. Și am găsit crema asta cu SPF. Are puțin alcool, dar sunt dispusă să fac, să fac rabat de la ea. Vă spun asta pentru că vorbeam cu Carmen de la Târgoviște, vorbeam și i-am spunea că zice, mă, sunt invidioasă că pot să o folosești, că eu nu pot să o folosesc fiindcă are alcool. Și ea este atât de sensibilă la alcool încât nu poate să pună nimic cu alcool pe față. Și... mie îmi place, eu n-am nicio problemă și încerc să mă feresc conștient de alcool, nu neapărat să
îl dau deoparte, dar îmi place foarte tare cum se simte crema asta și îmi place cum rezistă și cum se așează machiajul pe ea. Numai de bine am de spus despre crema asta cu SPF. Altă cremă emulsie cu SPF pe care am avut-o, nu știu de ce Dumnezeu s-a atât de murdare ambalajele astea, că doar le termin și le pun în pungă. Așa. Altă cremă cu SPF este asta de la Garnier, care și asta are acid hialuronic, doar că este ceva mai grasă, mai lucioasă, mai lipicioasă. Pe asta am folosit-o și mi-a plăcut mult de tot înainte să o descoper pe aia de la Revox, dar asta este ceva mai grasă și mai, nu știu, mai grea, îți dă senzația aia de ceva care stă pe fața ta greu. Pe când aia de la Revox nu o simți, efectiv nu simți, nici nu simți că ai cremă cu SPF pe față, deci nu așa. Pe asta o simți și de asta nu am mai recumpărat-o, pentru că e, îmi face exact ce vă ziceam, îmi face machiajul să lucească după câteva ore. Ea de bună e bună, ca și cremă de SPF e foarte bună, am avut-o și la mare pe asta. E ok, nu e nicio problemă cu ea, nu e niciun bai, este bună și face treaba, dar v-am zis, e senzația aia de puțin de lipicios, de viscos așa pe față și e mai densă, nu știu, decât cea de la Revox și nu stă machiajul, pentru că vreau să port cremă cu SPF și să un machiaj, nu doar când nu mă machiez. Și mai avem 2, 4, 5 produse și terminăm. Încă un produs interesant, această pastă de dinți de la Pearl Dips, de care v-am zis eu, Hollywood Smile, care are peroxid în ea, este cam singura pe care am găsit-o cu peroxid. Mie îmi place, mi s-a părut interesantă. Acum nu am cumpărat-o, dar o să o recumpăr, pentru că e bine să alternezi, chiar recent am auzit de la stomatologi că e bine să alternezi pastele de dinți, gamele, și nu doar gamele, ci și brandurile, să nu folosești aceeași pastă de dinți, pentru că, mă rog, se întâmplă niște chestii și de-aia n-am mai cumpărat-o pasta, dar o să o recumpăr cât de curând. Și e bună, îmi place. O găsiți în Dior, dacă se găsește. Se găsește și pe Notino, dacă o vreți de pe online. O să vă las link către ea, cum de altfel o să vă las link către toate produsele, dar o găsiți și în magazin, dacă vă interesează, în DM. Bunicică, nu vă așteptați să vă facă zâmbetul super alb, să nu se mai poată uita lumea la dinții voștri, dar ajută. Mai ales, de exemplu, dacă v-ați făcut albire cu benz sau fără, ajută să prelungească senzația aia sau imaginea aia de alb a dinților. Am un creion de sprâncene de la Rimmel London, este foarte bun, mi-a plăcut foarte tare. Este, cum îi zice, măi, Brow This Way, în ce nuanță? Nu știu, una dintre cele mai deschise, în orice caz, una mai deschisă și mai roșcată. Mi-a plăcut foarte tare, are pe partea asta o periuță, m-ați mai văzut folosindu-l. Partea asta, creionul, este din ăla retractabil. Singura mare problemă pe care am întotdeauna cu toate creioanele de la orice brand, fie că e high-end, fie că e drugstore, este că creioanele astea se termină foarte repede. Adică eu undeva, când am cumpărat creionul ăsta chiar? Cred că mi l-am cumpărat acum vreo lună și ceva și l-am consumat deja, știți? Asta e problema mea, că se termină foarte repede, adică ori trebuie să-mi iau vreo 10 odată ca să am, să știu că am, dacă îmi place, ori eu nu mai iau, că de-aia de regulă mă ferez de ele. El așa în sine e foarte bun, foarte ok, reușesc să-ți faci sprâncenele, s-a adaptat la culoarea mea cea nouă foarte bine, dar se termină repede. Ăsta e singurul minus. Am două creme de mâini aici de la Pharmalid. Una este cu pantenol 5% și acid hialuronic și cealaltă este o cremă, am zis de mână, nu? În două creme de mâini. De fapt, asta este cremă de picioare, dar eu am folosit-o mai mult pe mâini pentru că mi s-a părut mai hidratantă decât pe picioare. Și asta mi s-a părut că nu e la fel de hidratantă. Am folosit-o până la urma urmei, că era acolo, am ținut-o în noptieră și am tot folosit-o, dar nu m-a dat pe spate. E ok-ish, dar nu e senzațională.
asta, pe când asta mi-a plăcut mult mai mult. Fiind ea de picioare, eu am folosit-o pentru mâini. Tot așa, am lăsat o noptieră lângă pat ca să o pot folosi seara și mi-a plăcut mult mai mult. Mi s-a părut mult mai hidratantă și nu mi-a lăsat senzația aia de lipicios care s-a întâmplat cu asta. Asta a lăsat o senzație așa de lipicios, a lăsat o senzație de gras. Dacă dădeai un pic prea mult, iarăși se lua de pe piele, știți? Pe când cu asta n-am avut problema asta, mi-a intrat foarte bine în piele și hidratat foarte bine și fără să lase senzația aia lipicioasă pe piele. Și ultimul produs de astăzi este acest spray de la Avon Aromotherapy, este cu lavandă și mușețel, da, în mod surprinzător lavandă, dar dacă vă aduceți voi aminte că nu l-am mai arătat de foarte mult timp din vari considerente, mă rog, nu intrăm acum în detalii, n-am mai vorbit de foarte mult de brandul ăsta, dar l-am descoperit la un moment dat, cred că la Denisa, nu știu cum l-a adus și mi l-am comandat, mi-am comandat mai multe pentru că este un spray, nu v-am zis, este un spray din ala de lai pe pernă și miroase foarte bine și am observat că mă relaxează foarte bine. Mie nu-mi place mirosul de lavandă, are un miros așa ușor dulceag, de caramel, de vanilie, nici nu știu a ce miroase exact, că mușețel sigur nu miroase și a lavandă nici atât. Parcă există o mică înțepătură de la lavandă, dar e atât de discretă de de-abia o simți. Și asta mi-a plăcut la el. N-am să-l recumpăr, să vreau să văd dacă găsesc o soluție, o alternativă să fac acest ceva, să-l fac în variantă mai naturală. Produsele astea sunt pline de tot felul de chimicale și v-am zis că încerc pe cât posibil să mai curăț din ele și să mai elimin pe acolo pe unde se poate, iar ăsta este cu siguranță un subiect, un capitol unde se poate elimina tot ceea ce înseamnă ultraprocesat și chimic, da? Așa că dacă știți vreun, nu știu, brand care produce spray-uri din astea pentru pernă, pentru lenjerie, care e ceva mai natural, să spunem, ne dați-mi de știre. Cam astea au fost produsele mele terminate. Dați-mi like și un share la îndată dacă v-a plăcut. Vă aștept pe Instagram să povestim, că acolo povestim mai mult. Vă pup și ne vedem în următorul clip.